De la apartament pornim către casa celor 7 mame, cea pe care este scrisă cea mai bună reclamă pentru viață. Avortul este o crimă. Aceste fete vin sistematic la ușa bisericii și încerc bani de butelie, bani de lumină, bani de chirie, bani de scutece, bani de lapte praf, bani de alimente, pentru orice. Și m-am gândit să eficientiez, să fac curse mai eficiente și să ajung în clipa în care, fiind toate grămadă, nu o să mai dau bani pentru 10 butelie, iau doar o butelie, nu o să mai dau bani pentru 10 chirii, ci o să am casa gratuit, nu o să mai dau bani pe 10 facturi, pentru că o să am o singură factură de energie. Chiar dacă vor crește și pe noi anumite responsabilități, dar în primul rând nu vom mai irosi bani. Pe de altă parte, aceste fete fiind totdeauna pe stradă, ele nasc, devin mame, iar copiii lor oficial sunt preluați de instituțiile de protecție ale statului pentru copii. Mame singure, aflate în dificultate, găsesc aici adăpost, hrană și demnitate. Sunt femei care au trăit în canale, în condiții improprii, dar care acum se pot pune pe picioare și își pot crește liniștite copiii. Mela, e mai bine ca lângare, nu? Da, e mai bine aici. Da? Gena, unde stai până acum? Unde stai? Poveștile lor de viață par desprinse din filme, iar părintele Dan Damaschin s-a simțit responsabil pentru situația acestor femei și a copiilor lor. Bună ziua! Ce fac copiii și domnișoara? Bibi! L-ați la mașină acolo, Bibi, acolo? Da? Este de-a o fețe tare bunuță cu doi copilași. Iarăși soț, doar că sunt amândoi tot plecăriți fără locuință și cum regulă acasă este doar mame și copilași, doar ea este aici, soțul muncește și stă în altă parte, se întâlnesc din când în când până când soțul va reuși să câștige atâți bani cât ai nevoie ca să poată și să-și întrețină familia. De astfel de proiecte este întotdeauna nevoie și depinde de noi să deschidem ochii și să avem și inimă ca să ajutăm persoanele aflate în suferință. Cu ajutorul voluntarilor Asociației Glasul Vieții, dar și al oamenilor de bine, părintele are planuri mari. Acum construiește o casă în zona Aroneanu, lângă Iași, pentru două familii greu încercate. Dar de ce încă o casă? Pentru că... De ce o casă? Că de ce mai am încă două mame care aici să stea în casă? Aici va sta, în partea aceasta, stă Cristina. O fată care a crescut în cei de plasament și soțul ei de asemenea. Așa, au 7 copii. Familia Iacob, o familie cu 5 copii, copii foarte, foarte buni. Iar până la 1 decembrie... Să inaugurăm vreo 3 case în aceeași zi, pe 1 decembrie. Nu știu, când cade anul ăsta? Nu știu, n-am verificat, dar e o zi mare oricum. E o zi mare, da. Vreau ca de 1 decembrie să avem o casă aici, o casă la Medeleni. O casă la Costuleni de Prut, mi-ar dori cu echipa cu oameni care lucrează.